Promisiunea episodul 10, rezumatul serialului turcesc. Promisiunea episodul 10, difuzat de postul de televiziune Canal D, în data de 28 noiembrie 2023. Serialul Promisiunea, titlu original, Zumru Duanca, este difuzat de luni până joi, de la ora 20. Episodul începe cu căsătoria lui Serhat cu o femeie pe nume Deniz. Zumrut este în comă după accidentul care a avut loc în urmă cu trei luni. Serhat a lăsat totul și stă zi și noapte lângă femeia iubită, o îngrijește cu dragoste și cu speranța că își va reveni și vor continua de unde au rămas, fără reproșuri și neînțelegeri. Abbas plătește pe cineva să își asume vina pentru accident, dar Serhat găsește o dovadă că omul este nevinovat. Azimet și Abbas trebuie să-i distragă atenția lui Serhat de la căutarea persoanei care a lovit-o cu mașina pe zumrut. Ei vor deschide capitole vechi și în Conac va începe o nouă eră și nimic nu va mai fi la fel. Serhat are o fiică de cinci ani cu fosta lui iubită, Deniz. Abbas a făcut o înțelegere cu Deniz și i-a oferit bani mulți ca să o dea spre adopție, iar acum îi face altă propunere ca să-i spună unde este fata. Deniz are regrete în privința trecutului. Fa și înțelegerea cu Abbas dar îi pune condiția să o lase pe ea să-i spună lui Serhat. Îl lasă să creadă că va ieși din viața lui Serhat, după aceea însă are planurile ei. Mama adoptivă a lui Ișuc a murit iar tatăl ei, Cihan, devastat după pierderea soției, a devenit alcoolic. Deși o iubește pe Ișic ca pe fica lui, nu mai poate avea grijă de ea cum trebuie. Deniz tocmai aflase asta de la o vecină, la început Serhat nu o crede pe Deniz când îi spune că nu a făcut avort pentru că ea l-a mințit mult în trecut. Deniz îi spune despre situația fiicei lor și îl convinge să meargă împreună după ea. Serhat se bate cu Cihan, pe care îl găsește băut, și o convinge pe Ișic să meargă cu ei, spunând că sunt prietenii lui Cihan. Ișic se împrietenește repede cu Serhat și o îndrăgește pe Zumrut, dar pe Deniz nu o place deloc. Serhat observă că pe braț are un semn din naștere asemănător cu al lui. Începe lupta pentru custodie între cele două familii ale lui Ishik. Serhat și Deniz ar avea mai multe șanse să obțină custodia dacă se vor căsători și îi vor oferi lui Ishik o familie și un mediu stabil. Azimet o plătește pe Ulfet să îl convingă pe Serhat să facă acest lucru și să semneze actele de divorț în numele lui Zumrut. Serhat este la o răscruce importantă. Pentru binele fiicei lui, este nevoit să divorțeze de femeia iubită și să se căsătorească cu Deniz. În ziua anunții lor, Zumrut se trezește și iese singură pe terasă și îi vede pe miri. Suhandan își continuă viața în conacul familiei Ozguk și încearcă să supraviețuiască în ciuda tuturor condițiilor. În timp ce interesul lui Hamid pentru Suhandan crește pe zice trece, Canan nu are nicio intenție să stea cu mâinile în sân.